Dacia, țara celor mai viteji și mai drepți dintre traci. Locul unde a trăit poporul care credea în nemurire. Privind urmele unui trecut misterios și glorios în același timp, ce rezonează peste milenii în sufletele multora dintre noi, ne întrebăm în mod firesc de ce mulți oficiali români, atât din sfera politică cât și din cea academică, ignoră cu nonșalanță dovezile incontestabile ale continuității dacilor pe aceste meleaguri, sau chiar mai mult, se luptă să ne convingă pe toți că dacii au fost doar niște primitivi, șterși din istorie de Imperiul Roman civilizator, și că noi suntem urmașii Romei. Aceasta să fie realitatea? Sau realitatea este că istoria României se bazează pe un șir lung de falsuri grosolane? Faptul că noi nu suntem urmașii Romei, sigur, intrigă pe multă lume și în special lumea științifică, care vor dovezi. Pentru că celelalte persoane e foarte simplu și simplitatea constă în faptul că au sosit romanii, au cucerit 14% din teritoriul Daciei, exact ce vă arăt eu aici, și peste noapte nu numai teritoriul cucerit pentru 100 și ceva de ani învață perfect limba latină uitând limba lor, dar și 86% din teritoriul Daciei, care nici măcar nu știau că au sosit romanii, domnule, miracol! Uită limba și vorbesc latina. Stăpânirea romană, care a durat vreo 150-160 de ani, nu putea să disemineze noua limbă. Deci limba nu este un amestec fizic, așa cum pui sifon în vin sau știu și eu. N-avea cum să o disemineze pe un areal de 6 ori mai mare decât cel pe care l-a ocupat. Pentru că n-au ajuns niciodată romanii la Hotin, dincolo de Nistru. Și totuși, ăia de unde știu? Cum de-au învățat? Ca să mai vorbim de faptul că au stăpânit Palestina secole întregi și nimeni nu vorbește acolo latina, Marea Britanie, Britania, la fel. Deci, din acest punct de vedere, și convingerea mea că totuși e puțin probabil ca o administrație, fie foarte pragmatică, cum era cea a Imperiului Roman, nu de gândesc cu nimic Imperiul Roman, cel mai mare imperiu, cea mai mare durată din istoria omenirii, a civilizației, ca să mai vedem de faptul că a fost un izvor de tehnologii. Ei au inventat prefabricatele, geniștii armatelor lor ajungeau undeva, aveau prefabricate și imediat construiau. Deci au fost o mare putere tehnologică, economică și militară. Deci tot respectul. Deci eu nu vreau să degrez. Sigur că este o mândrie să te tragi și să declar că te tragi dintr-un asemenea stat. Dar nu corespunde unor elemente care nu consună, nu se leagă. Noi nu suntem urmașii Romei. Sunt de acord. În Imperiul Roman au fost incluse peste 67 de state pe diferite etape, însumând peste 270 de diferite etnii, vorbind cam tot atâtea limbi și dialecte. Dar dacă statul iudeu a stat sub romani 800 de ani, vreo 400 de ani au stat grecii, egiptenii la fel, nu mai vorbesc de franci, gali, iberici. Nimeni dintre aceste seminții sau actuale state nu resping și refuză prezența civilizației romane. Romanitatea nu este etnie. Romanitatea este o organizare statală care a produs, prin funcționarea instituțiilor, o anume ridicare a organizării conștiinței umane în interiorul unei organizări umane. Cine refuză romanitatea ca și formă de manifestare superioră a civilizației acelei epoci, este în eroare. Cum de alminteri, cine absolutizează prezența romană ca fiind topitoarea civilizațiilor sau spiritualității popoarelor pe care le-a păstorit, este iarăși în eroare.
Din această perspectivă apare o uriașă enigmă. Cum e posibil ca dacii să-și fie abandonat limba și tradițiile și să fie îmbrățișat limba și obiceiurile invadatorilor, în condițiile în care mai puțin de 20% din spațiul dacic fusese cucerit, teritoriu în care romanii au rămas doar 165 de ani? Oare o asemenea pretenție nu sfidează logica și cel mai firesc bun simț? Alte state cucerite integral de romani și în care stăpânirea romană s-a întins pe 400 sau chiar 800 de ani, nu și-au lepădat limba, nu și-au uitat tradițiile. Și atunci dacii, cei mai viteși și mai drepți dintre traci, după cum îi caracteriza Herodot, au făcut-o fără ca măcar să-i forțeze cineva? Cum ar putea fi posibil așa ceva? Pe aceeași logică ar fi trebuit ca între timp poporul român să vorbească turca și maghiara, pentru că imperiile otoman și austro-ungar au stăpânit părți mai însemnate din această țară și pentru mai mult timp. Cu toate acestea, poporul român nu vorbește nici turca, nici maghiara. Ba mai mult, în ciuda vicisitudinilor istoriei, în ciuda valurilor de invadatori, există o unitate lingvistică uimitoare, ceea ce arată o forță extraordinară de conservare a identității naționale. Astfel, românii se înțeleg foarte bine unii cu alții, indiferent de zonele geografice din care provin, situație cu care nu se pot lăuda prea multe țări europene, inclusiv Italia, unde italienii din sud și cu cei din nord vorbesc dialecte atât de diferite încât nu se pot înțelege între ei. Și atunci ne putem întreba în mod firesc de unde această înrudire a limbii române cu latina, dacă dacii nu au fost romanizați. Studiile recente de paleogenetică și anumite izvoare istorice ne duc cu gândul la următoarea explicație. Limba dacilor ar putea fi continuatoarea unei limbi mai vechi din care s-a născut și latina vulgară. Cu alte cuvinte, limba dacilor și limba latină ar putea fi surori, iar într-o astfel de situație nu era nevoie de nicio romanizare pentru ca poporul dac să înțeleagă și să vorbească latina. Ca dovezi ale faptului că dacii nu erau nici pe departe un popor primitiv, stau mărturie numeroasele relatări ale scriitorilor și istoricilor latini, greci și bizantini. Totodată, rafinamentul execuției și simbolurile utilizate în realizarea brățărilor dacice din aur, ca și eleganța cu care sunt împodobite scuturile dacice, ne vorbesc despre o societate care, numai primitivă, nu poate fi numită. În dialogul Carmides, Platon amintește sau consemnează o discuție între Socrate și Carmide, în care Socrate spune cum a învățat în perioada cât era în armată, cât era la oaste, a cunoscut un medic trac și povestește ce anume l-a învățat medicul trac. El spune așa, spunea medicul trac, tracul acesta, că medicii greci aveau dreptate să cuvânteze așa cum v-am arătat adineauri. Dar Zamolxis, spunea el, regele nostru, care este un zeu, ne spune că după cum nu trebuie încerca să îngrijim ochii fără să ținem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit neținându-se seama de corp. Tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului dinpreună cu sufletul și iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli. Anume, pentru că ei nu cunosc întregul pe care l-au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă, căci, zicea medicul, toate lucrurile bune și rele pentru corp și pentru om în întregul său vin de la suflet și de acolo curg ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. Trebuie deci, mai ales și în primul rând,
să tămăduim izvorul răului ca să se poată bucura de sănătate capul și tot restul trupului. Prietene, zicea el, sufletul se vindecă cu descântece. Aceste descântece sunt vorbele frumoase care fac să se nască în suflete înțelepciunea. Când Traian Ibericul veți găsi în lucrarea lui Alex Busuecianu, 1935, a fost ambasador 8 ani de zile în Spania și a studiat zamolxianismul în peninsula iberică. Rămâneți stupefiat câte obiceiuri, câte reguli se aplică după legile lui Damocles. Traian Ibericul vine și în lucrarea lui Christodomus preluate, pentru că această lucrare de războiul dacilor a fost rătăcită, pierdută, nu mai găsim decât numai prin unele copiațiuni, prin unele interpretări, prin unele trimiteri ale altor istorici. Spune, mă întorc în țara străbunilor mei. Traian spune asta. La rândul lui Strabon, după ce amintește întâmplările celebrele expediții ale lui Alexandru Macedon și ale lui Lysimach în teritoriul geților, ajunge la domnia lui Burebista și spune, ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie, de războaie dese, getul Burebista l-a înălțat atât de mult prin exerciții, abținere de la vin și ascultare față de porunci, încât în câțiva ani a făurit un stat puternic și a supus geților cea mai mare parte din populațiile vecine. Ba încă a ajuns să fie temut și de romani, căci trecând plin de îndrăzneală Dunărea și jefuind Tracia până în Macedonia și Iliria, a pustit pe celții care erau amestecați cu tracii și cu ilirii și a nimicit pe de-a întregul pe boii aflați sub conducerea lui Critasiros și pe tauriști. Spre a putea ține în ascultare poporul, el și-a luat ajutor pe Deceneu, care rătăcise multă vreme prin Egipt, învățând acolo unele semne de prorocire, mulțumită cărora susținea că tălmăcește voința zeilor. Ba încă de un timp fusese socotit și zeu, așa cum am arătat când am vorbit despre Zamorxis. Carus Lundius recunoaște. Carus Lundius fiind magisterul cel mai mare procurator de legi al lui Carol al XI-lea al Suediei și spune, de vrei să conduci Europa tu, rege, al tuturora, de vrei să faci dreptate așa cum vine de sus de la Dumnezeu, tu trebuie să aplici legile lui Zamolxe, primul mare legistor al ceților, căci noi de acolo ne tragem. 1671, în cartea Zamolxis Primus Legistor Getorum, de la Universitatea din Uppsala. Nu noi o spunem, ei o spun. De-a lungul vremii, informațiile geografice despre Dacia au fost foarte numeroase. Putem aminti de Strabon, de itinerarul lui Antoninus, de hărțile lui Ptolemeu, de tabula Peutingeriana. Au mers cu informații din exemplar în exemplar până într-o perioadă foarte apropiată de noi. De exemplu, în vremea lui Mihai Viteazu, chiar în anul în care s-a dat celebra bătălie de la Călugăreni, un cunoscut geograf al vremii, Ortelius, a realizat o hartă a Daciei. Dintr-o dată, interesul pentru expedițiile militare ale lui Mihai Viteazu, care a și fost numit de contemporani un restitutor Daciei, un refăcător al Daciei, sau de către dușmani numit Malus Dacus, Dacul cel rău, Dacia revenea în atenția puterilor europene, în geopolitica europeană și Ortelius realizează chiar în 1595 harta Daciei. O hartă pe care astăzi o găsim uneori reprodusă în reviste de specialitate și mai recent editura Dacica a republicat-o în mărime naturală, să spun. În mărimea în care autorul a pus-o în circulație. Alte mărturii, de data aceasta săpate în piatră, ne vorbesc despre faptul că dacii erau priviți cu respect de conducătorii Imperiului Roman.
Potrivit lucrării de doctorat a specialistului în istoria artei Leonard Velcescu, numărul statuilor de daci aflate în muzeele lumii și în special la Roma sunt de peste 100. Niciun alt popor învins de Roma nu a beneficiat vreodată de atât de multă atenție din partea artiștilor plastici romani precum au beneficiat dacii. Înfățișarea și localizarea acestor statui reprezintă un alt mister. Învinșii au figuri de învingători și decorează cele mai importante monumente romane. Să privim doar la Arcul lui Constantin, construit în anul 312 era noastră, la 41 de ani după retragerea romanilor din Dacia. Cel mai tulburător lucru pe care îl putem constata sunt cele 8 statui impunătoare de daci, 4 pe o parte, 4 pe cealaltă, care străjuiesc monumentul de la o înălțime de 25 de metri. Ce caută acești daci cu atitudini mândre pe un monument care comemorează victoria împăratului Constantin împotriva rivalului său Maxentius în bătălia de la Ponte Milvio? Statuile provin cu siguranță din forul lui Traian, însă prezența lor dominantă pe Arcul lui Constantin este o enigmă. De ce daci și nu soldați și generali romani? E bine dacă așa stau lucrurile și toate sunt evidente. De ce nu se regăsesc astea în manualele noastre școlare ca să producă mândria identității noastre? Să producă măreția și să introducă în trăitorul acestor locuri acea demnitate, acea onorabilitate a descendenței? O descendență care a preocupat pe mulți dintre înaintașii noștri, de la Mihai Viteazu la Dimitrie Cantemir, de la Matei Basarab la Tudor Vladimirescu, de la Mihai Eminescu la Lucian Blaga, de la Bogdan Petriceicu Hajdeu la Mircea Eliade. Cu toate că etosul dacii nu a fost abandonat niciodată, cu toate că Artizana Unirii de la 1859, generația pașoptistă, privea unificarea provinciilor românești ca pe o renaștere a regatului Daciei, numele dat noului stat a fost România, iar susținătorii latinității exclusive au avut câștig de cauză. Acest lucru s-a putut petrece deoarece influența și intervenția forțelor occidentale și a Vaticanului, care doreau să-și impună dominația politică și religioasă în această țară, au înclinat balanța în favoarea reprezentanților școlii ardelene. Ceea ce nu toată lumea știe este că acești corifei ai școlii ardelene, care au marșat enorm pe romanitate, pe latinitatea exclusivă a poporului român, au fost intelectuali greco-catolici din Transilvania, instruiți de Vatican în școli iezuite, unde au fost supuși unei puternice îndoctrinări. Formați într-o ideologie care servea intereselor occidentale, beneficiind în același timp de sprijinul Occidentului, au reușit să impună în conștiința multora dintre intelectualii români ai secolului al XIX-lea teoria potrivit căreia dacii fuseseră niște barbari exterminați de Imperiul Roman civilizator, iar poporul român era urmașul Romei. Desigur, această teorie a fost impusă de școala ardeleană cu ignorarea tuturor dovezilor istorice care vorbeau despre o continuitate a dacilor pe aceste meleaguri. În acest sens, este bine cunoscut că Mihai Viteazul era privit la vremea lui ca un restitutor al Daciei, intențiile sale fiind continuate și de Matei Basarab ceva mai târziu. Dimitrie Cantemir avea de gând să scrie o istorie a Daciei vechi și noi, lucru care dovedește încă o dată că în conștiința Europei acelor vremuri era prezent numele Dacia. Tudor Vladimirescu, într-o adresă trimisă lui Alexandru Ipsilanti,
conducătorul revoluției eteriste din Principate, cu care era în conflict, întreba: ce au dacii de câștigat de la greci? Ce au dacii în comun cu grecii? O dovadă evidentă a faptului că el se considera dac. Eminescu, numit de unii precursor al disciplinei dacologice, afirma la un moment dat că totul trebuie dacizat în această țară. Același Eminescu mai spunea: era un popor brav acela care a impus tribut superbe împărătese de marmură a lumii, Roma. Era un popor nobil acela a cărui cădere te împle de lacrimi, iar nu de disperare, iar a fi descendentul unui popor de eroi, plin de noblețe, de amor de patrie și libertate, a fi descendentul unui asemenea popor n-a fost și nu va fi rușine niciodată. Lupta lui Eminescu pentru recuperarea adevărului istoric și pentru reîntregirea Daciei avea să-l coste mai târziu viața. În anul 1882, ministrul plenipotențial al Austro-Ungariei în România făcea raportări despre existența Societății Carpați, considerată o organizație paramilitară. Printre diverse alte informații, se raporta despre propunerea lui Eminescu, membru al organizației, de a trimite tinerii transilvăneni în satele natale pentru a vorbi despre ideea de unitate a tuturor românilor într-o dacie mare. Un an mai târziu, Eminescu este victima unui complot care îl scoate de pe scena publică. Dar despre otrăvirea lui cu Mercur, închiderea la ospiciu și discreditarea operată în presa vremii de forțele antinaționale, s-au publicat deja multe lucruri și nu vom insista pe marginea lor. Revenind la personalitățile care au adus mai multă lumină asupra istoriei acestui popor, se impune să-i amintim și pe Nicolae Densușianu, a cărui lucrare Dacia preistorică a stârnit și stârnește încă puternice controverse, sau pe Bogdan Petricei cu HD-ul, care, într-un studiu publicat în secolul al XIX-lea, se întreba: peritau dacii? Apropiindu-ne de vremurile noastre, să ne amintim și de Lucian Blaga. În anul 1921, acesta publica în revista Gândirea articolul Revolta fondului nelatin, în care critică exclusivismul latin, opunându-i o bogată moștenire tracoslavă. În anul 1943, Mircea Eliade publica sinteza Los Humanos Breviario Historico, unde, în capitolul Subsemnului Zamolxis, marele istoric al religiilor pune accent pe menținerea substanței etnice primare a acestui popor în ciuda romanizării, considerând că dacii au adoptat imediat creștinismul datorită pregătirii lui Zamolxis. Fără îndoială, aceste informații nu le veți găsi în cărțile de istorie și nici în pozițiile publice ale celor care astăzi ne scriu istoria. Or, ignorarea acestor dovezi sau minimalizarea lor ridică mari semne de întrebare vis-a-vis de credibilitatea științifică a acestor oameni sau de onestitatea lor profesională. Toți neaveniți, incapabili să producă marele gest asanator din necunoașterea lor, sunt incapabili să-și recunoască limitele, nu găsesc cale către publicitate științifică decât negând. Ce este mai simplu decât să negi? Nu sunt de acord cu dumneata, că așa vrea mușchiul meu, așa vrea neuronul meu zburdalnic, dar fără să pună nimic în loc. Dacă pentru cei sceptici sau pentru cei care acuză de protocronism pe majoritatea cercetătorilor dacologi, aceste informații nu sunt suficiente pentru a-i pune pe gânduri, propunerea mea este să ne deplasăm în spațiul revoluționar al paleogeneticii, un domeniu de studiu al ADN-ului vechi și degradat. Paleogenetica
poate aduce informații foarte importante despre originea și evoluția omului și a genomului uman, migrația populațiilor umane și relațiile de înrudire genetică dintre populațiile umane vechi și cele actuale. În cadrul acestor studii de paleogenetică moleculară, care sunt studii foarte complexe și necesită și laboratoare foarte bine utilate și complexe, cu aparatură și mai ales și personal științific care este foarte bine să fie foarte bine calificat, se analizează informația genetică care au avut-o respectivii indivizi, axându-ne aici pe indivizii umani, se poate stabili cu ajutorul acestor markeri genetici de ADN și mitocondrial, care se găsește în mitocondrii, deci extracelular, și ADN-ul nuclear. Acești markeri genetici sunt foarte importanți pentru că ne dau posibilitatea de a urmări și evoluția genetică a acestor indivizi sau populații sau grupuri etnice de-a lungul timpului, datorită faptului că în cadrul acestei perioade de timp se produc o serie întreagă de modificări genetice în materialul genetic al acestor indivizi. Aceste modificări le numim noi mutații și aceste mutații au un ritm destul de precis. De exemplu, mutațiile la nivelul ADN-ului mitocondrial se realizează cu un ritm mult mai rapid decât mutațiile din ADN-ul nuclear, adică din informația genetică care o primim noi de la tată și de la mamă. ADN-ul mitocondrial, informația genetică, o primim numai de la mamă, este absolut numai maternal, așa că se poate urmări aici foarte bine linia maternală și la ADN-ul nuclear se poate urmări pe lângă linia maternală, bineînțeles și linia paternală, datorită cromozomului Y, care de fapt se primește de la tată la fiu numai, cu mici excepții. Și acești markeri de ADN sunt constituiți din aceste pietre din care este construit ADN-ul, sau cărămizi, cum le spunem noi, noi le numim nucleotide. Și în cadrul acestei secvențe de nucleotide care se realizează în cadrul cromosomilor umani, se pot produce la un anumit interval aceste schimbări minore, punctiforme le numim noi, mutații punctiforme genice, care se întâmplă în anumite perioade de timp și ne dau nouă informațiile cum a evoluat din punct de vedere genetic, de exemplu, o populație în anumită regiune sau în anumite condiții geografice, și ne permite de asemenea să ne dea informații și despre înrudirea dintre diferitele populații. În momentul când, de exemplu, două populații care se bănuiesc că sunt înrudite au anumite mutații genice în acest ADN mitocondrial sau nuclear, care sunt exact la fel, atunci probabilitatea ca aceste mutații să se realizeze întâmplător într-o două populații diferite care nu sunt înrudite este extrem de mică. La ADN-ul mitocondrial ajunge la o probabilitate de cam 1 la 10.000, la ADN-ul nuclear la o probabilitate până la 1 la 1 milion. Deci dacă aceste două grupuri etnice sau două populații au aceeași mutație și se află și într-o zonă geografică destul de apropiată, putem trage concluzia că ele sunt și înrudite din punct de vedere genetic. Am realizat aceste studii de paleogenetică între anii 2004 și 2006 la Institutul de Genetică Umană din Hamburg, sub conducerea domnului profesor Alexander Rodewald, care mi-a fost tată de doctorat, așa cum se spune în Germania, eu realizându-mi doctoratul în această perioadă acolo, în Hamburg, la Universitatea din Hamburg. Am realizat studiul de paleogenetică pe piese osoase, aparținând unor indivizi care au trăit, unor indivizi din populațiile umane vechi de pe teritoriul României, din epoca bronzului și epoca fierului. Am analizat markeri, atât markeri de ADN mitocondrial, cât și markeri de ADN nuclear,
Scopul studiului nostru fiind, în primul rând, o analiză a structurii genetice a populațiilor umane vechi de pe teritoriul României. Și totodată am dorit să comparăm aceste date cu datele genetice ale populației umane actuale din România. În acest scop, deci urmărind această comparație, am realizat tot în Hamburg, de asemenea, un studiu și pe un studiu de genetică moleculară și pe populația umană actuală, pentru a avea date pentru a le putea compara cu datele obținute pe populațiile umane vechi. Interesant sunt și rezultatele care le-am obținut prin comparația acestor marcări de ADN mitocondrial și ADN nuclear cu populațiile actuale din Europa și mai ales din sud-estul Europei. Aici se conturează o rudire foarte strânsă cu populațiile greci și populația bulgară și o înrudire ceva mai îndepărtată cu populația actuală italiană. ADN, în cercetările de ADN mitocondrial se realizează și o înrudire evidentă cu populațiile acestea vechi care au trăit pe teritoriul României din epoca bronzului și a epoca fierului cu populația actuală română. Italienii în procentaj de 75% aparțin grupului spaniol, se numește AR1B. Dar noi în proporție tot de 75% aparținem grupului I1B, Central European Carpatic. Și ceilalți 12,5% aparținem grupului Massagetic și în comun cu italienii avem sub 4%. Deci, domnilor, cine greșesc? Greșesc cei care spun că originea noastră nu este latină, noi nu suntem urmașii romii? Sau greșesc dumneavoastră care, din punct de vedere științific de asta dată, nu aveți nicio dovadă să spuneți că aparținem grupului latin? O altă concluzie surprinzătoare pe care domnul Rodeval ne împărtășește vorbind despre moștenirea genetică lăsată de traci este aceea că se conturează și oarecare înrudire și cu populația actuală din Italia, de nord mai ales. Așadar, cercetările de paleogenetică realizate acum câțiva ani ne spun că o parte dintre italieni, în special cei din nord, se înrudesc genetic cu tracii care au locuit acum 3.000-5.000 de ani pe teritoriul României. Haideți să plasăm aceste rezultate ale paleogeneticii în contextul istoric al Antichității. Tracii ocupau acum 3.000 de ani un spațiu imens din Europa și Asia Mică. Marea Neagră era înconjurată de neamurile tracice, istoricii greci numind-o de altfel acum 2.500 de ani Marea Getică. Despre ei, Herodot spunea că sunt cei mai numeroși după inzi. Roma a fost înființată în anul 753 înaintea erei noastre, adică acum 2765 de ani. Istoricul roman Titus Livius, care a trăit între anii 59 înaintea erei noastre și 17 era noastră, a scris o lucrare, Ab Urbe Condita Libri, în care prezintă istoria înființării Romei și a poporului roman. El povestește în această scriere despre Enea, ginerele regelui Priam al Troiei, care imediat după căderea Troiei a fugit pe mare împreună cu alți troieni, a ajuns în actuala Italie și a întemeiat o cetate. Enea și troienii lui sunt considerați strămoșii romanilor. Doar că Troia, locul de unde au venit aceștia, este o cetate localizată de cercetători pe actualul teritoriu al Turciei, în Anatolia, o zonă locuită acum 3.000 de ani de traci. Prin urmare, punând la un loc informațiile istorice despre traci,
cu informațiile istorice despre înființarea Romei și cu rezultatele cercetărilor de paleogenetică prezentate, se naște o concluzie halucinantă, și anume că nu noi suntem urmașii romanilor, ci o parte dintre romani era urmașii tracilor. Descriind războaiele purtate între daci și romani, istoricul roman Diocasius întărește această posibilitate spunând, citez, „Să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian și Decebal au fost războaie fratricide, iar tracii au fost daci.” Am încheiat citatul. De asemenea, să ne amintim și de afirmația împăratului Traian, care, așa cum ne-a relatat deja domnul general Mircea Chelaru, spunea cu ocazia războiului împotriva Daciei că „Mă întorc în țara străbunilor mei.” Este evident că toate aceste informații sunt în contradicție cu varianta oficială a istoriei noastre. Adevărul însă este unul singur, iar rezultatele studiilor de paleogenetică vin în sprijinul celor care susțin că istoria României se bazează pe teorii false. În curând veți afla mai multe despre aceste studii, deoarece ele vor vedea lumina tiparului. Toate rezultatele cercetărilor noastre de paleogenetică și de genetică moleculară vor fi prezentate publicului sub forma a două monografii. Una va cuprinde reconstituirea genealogiei primilor domnitori ai Moldovei din secolul al XIV-lea și cealaltă va cuprinde studiile de genetică, de paleogenetică și genetică populațională pe populații umane vechi și actuale din România. Controversele legate de adevărul istoric și de moștenirea lăsată de strămoșii noștri nu se opresc la romanizarea sau neromanizarea poporului român. Ele merg mai departe în timp și țintesc cea mai veche scriere din lume. Dacă până nu demult se considera că cea mai veche scriere este cea sumeriană, astăzi plăcuțele de la Tărtăria și obiectele din cultura Turda-Vincea vorbesc despre o scriere cu 1000 sau 2000 de ani mai veche decât cea sumeriană. Când în anii 1960 arheologul Nicolae Vlasa descoperă la Tărtăria Sebeș cele trei mult discutate plăcuțe de lut, încă nu se știa cărei culturi aparțin, însă cercetări ulterioare au atestat faptul că cioburile descoperite în 1875 de Sofia Turmă, la fel cu întreaga cultură Vincea din Serbia și Bulgaria, conțin de fapt același inventar de semne. Este vorba despre semne simple, gravate pe ceramică, în special arsă și lut nears, uscat la soare, care reprezintă o unitate, cel puțin culturală, între mileniile 6 și mileniul 4 înaintea erei noastre. Prin anul 2003 a sosit la mine un cercetător din Italia, îl chema Marco Merlini. Mi-a vorbit frumos și mi-a spus că a bătut pe la toate ușile de la Academie, de la Facultatea de Istorie, Arheologie, încercând să afle informații despre tăblițele de la Tărtăria. Răspunsul a fost nu. Fie stimabilii nu vorbeau limbi străine, fie cei care vorbeau sigur prost, nu au vrut să-i dea nicio informație, spunând că sunt niște simple falsuri. Cineva mai amabil însă l-a îndemnat să vină la mine, la Congresul de Arheologie, care aveam undeva la Intercontinental. Am venit, am vorbit cu el, chiar am devenit prieteni și mi-a spus că el are un studiu îndelungat de câțiva ani pe cultura Vincea, în care a găsit peste 300 de mărturii cu scrisul din această civilizație, fie pe simple cioburi, fie pe obiecte de cult, statui. A avut amabilitatea să-mi arate studiile lui pe internet. Și atunci, anul următor, am făcut un congres care l-am numit Tărtăria, cred că a fost în 2004. Cu acea ocazie am și ridicat un monument în cinstea primei apariții a scrisului în lume la Tărtărie. Greutatea de care ne-am lovit am constat în faptul că nu puteam să datăm acele tăblițe cu carbon radioactiv
deoarece cercetătorii le arseseră și le spălase ca să vadă mai bine scrisul. Și în felul ăsta orice informație care putea să fie obținută cu carbonul radioactiv a fost distrusă. Puțin dezamăgiți, am avut o idee care la momentul ăla mi s-a părut o idee deosebită și continuu să o cred. Am spus, împreună cu tăblițele s-au găsit și niște oase îngropate. Dacă oasele au fost îngropate împreună cu tăblițele, înseamnă că vechimea tăblițelor trebuie să fie cel puțin egală cu a persoanei care a fost îngropată, dacă nu chiar și mai veche. Următorul pas a fost să obținem acele resturi osoase. Cum cercetătorii de la Cluj nu au fost exact foarte prietenoși și favorabili acestei idei, cum împins la șah un pion ca să faci regine, l-am împins în față pe Merlini. Merlini, un străin care a sosit acolo, i-a impresionat și cu multă dificultate a obținut câteva resturi osoase. A fugit cu ele la Roma, cineva a plătit pentru acest studiu și studiul a fost foarte clar. 7500 de ani vechime, cu carbon radioactiv. Ba mai mult, au găsit că acele oase aparțineau unei femei și nu unui bărbat preot cum se crezuse înainte, femeia era puțin șchioapă. Și sigur am publicat aceste informații într-una din numerele lui Dacia Magazine. Deci dintr-o dată, pentru prima oară, tăblițele au putut să fie datate. Puțin indirect, dar sunt datate. Cu toate că arheologii îmi spuneau stratigrafic, domnule doctor, vă spun eu, ca specialist, nu pot să fie mai vechi decât 2000 de ani înainte de Hristos. Dar dintr-o dată descopeream că scrisul de la Tărtăria este cu 2000 de ani înaintea celui sumerian. Cea mai veche scriere sumeriană a căzut, a venit scrierea la Tărtăria, confirmată încă din 1961 de Institutul de Arheologie de la Moscova, preluată ulterior de către americani în 1970 și confirmată că este cu 1000 de ani mai veche decât cea mai veche scriere sumeriană. Ele sunt amintite în primul volum din Istoria Românilor, publicat sub egida Academiei Române, începând din anul 2001. Sunt și reproduse cele trei tăblițe, sunt descrise din punct de vedere arheologic, este descris situl, toate celelalte artefacte descoperite în același loc. Dar se ajunge, dar autorul, un cercetător de la Institutul de Arheologie din Iași, ajunge la concluzia că soluționarea acestei probleme, deci realizarea, să zicem, formularea unei concluzii științifice privind scrierea de la Tărtăria, nu poate fi rezolvată decât așteptând noi descoperiri și noi ipoteze de interpretare. Acum, în același an, în anul 2001, la Paris, la editura Flammarion, apărea o istorie a scrisului, Histoire de l'écriture, de l'idéogramme, al ordinator sau așa ceva, deci de la ideogramă la ordinator, și acolo primul capitol din carte este intitulat Precursorii scrisului în limba română și autorul, un francez care nu avea nici interese economice, nici interese politice sau de altă natură, nici ideologice, afirmă răspicat că scrierea de la Tărtăria ocupă un loc extrem de important în istoria scrisului mondial. Și, nu întâmplător, primul capitol este dedicat culturii Turdaș-Vincea și, în cadrul acestei culturi, tăblițele de lut de la Tărtăria sunt prezentate acordându-le importanța lor, fără a se mai aștepta alte descoperiri și ipoteze de interpretare, cum încercăm noi să amânăm întotdeauna și să nu recunoaștem valoarea propriilor descoperiri. Tăblițele de la Tărtăria, de fapt, se găsesc în mai multe muzee occidentale, la muzeul din Graz, se pare că ele se găsesc într-o vitrină cu totul aparte, în timp ce la Muzeul de Istorie și Arheologie din Cluj se găsesc undeva într-o vitrină în care se spune scrieri de tip sumerian. Cel puțin așa era acum câțiva ani când am trecut pe acolo.
Dacă urmărim cu atenție cele trei tăblițe de la Tărtăria, o să observăm în tăblița mare circulară, rotundă, 3-4 semne care sunt prezente și în cultura Vincea din sudul Dunării, în special în Serbia și câteva locuri din Lepinski Vir, Bulgaria. Problema scrierii în Valea Dunării este o problemă mai veche, care a fost abordată cu mare reticență, în special în cercetările române. Însă există o tradiție, poate de peste 100 de ani, care ar trebui menționată. În primul rând, în 1875, niște țărani din Sebeș, din satul Turdaș, au semnalat învățătorul că s-au descoperit în malul Mureșului niște cioburi. Este vorba despre cioburi pe care arheologul Sofia Turmă le-a adunat în lădițe, la vremea respectivă. Cu excepția lui Cezar Boliac, arheologia română nu avea o cercetare și o metodă. Cioburile au fost puse în lădițe și sunt depozitate până astăzi în subsolul Muzeului de Istorie de la Cluj. În anii 90, când s-au deschis granițele spre vest, un cercetător important, nu e cunoscut în literatura de specialitate în România pentru că vorbește limba germană și a scris în limba germană, Harold Harman, publică un Universal Geschichte der Schriftung, o scriere universală, o istorie universală a scrierii, care apare în 91, reeditată în 94 și care face un inventar al acestor cioburi. Este prima dată când în anii 90 aflăm de fapt despre existența unei scrieri în Valea Dunării. Harman, pe baza cercetării Mariei Gimbutas, vorbesc despre o cultură europeană veche unitară. Este vorba de fapt despre un areal în cursul superior al Dunării și cursul inferior al Dunării, care cuprinde mai multe culturi, în special din mileniile 6 până în mileniul 4, cu un inventar de scriere unitar. Harold Harman, neavând un limbaj până atunci în știință, a inventat cuvântul scriere veche europeană, alteuropeische Schriftung. Ele apar și observăm, pe de o parte, o unitate între ceea ce în 1875 fusese descoperit pe fusaiole, pe bucățele de lut și pe cioburi ceramice în Sebeș, și ceea ce în 1908-1910 descoperă serbii și bulgarii în cultura care va purta numele Vincea, de atunci vorbim despre cultura Vincea-Turdaș, este vorba despre un spațiu de pe un mal și celălalt al Istrului, în care în mileniile 6 și 4 înaintea erei noastre s-a folosit o scriere unitară, considerată până la vremea respectivă o scriere artizanală, niște simboluri care însoțeau vasele de lut, cioburile funerare, care au fost găsite în inventariile funerare, și mai ales fusaiolele sau amuletele magice făcute din lut. Ceramica respectivă a fost inventariată abia mai târziu, deja circulă pe internet variante cu aceste inventare făcute de Harman, care atestă în primul rând o unitate într-o parte și cealaltă a Istrului, pe care o putem aproxima și o putem suprapune cu teoria Mariei Gimbutas despre cultura marizeițe. Asta mai ales datorită multitudinii de statuete ale zeiței mamă, pe care le găsim și de o parte și de alta a Dunării. O parte dintre ele chiar poartă asemenea însemne ca și cele de pe fusaiole. Istoria adevărată a acestor meleaguri este încă ținută ascunsă privirilor noastre. Să fie la mijloc doar mediocritatea celor care din spatele unor poziții oficiale și a unor diplome de istorici sau arheologi consideră că toate aceste dovezi sunt lipsite de importanță? Sau e vorba și de rea credință? Subiectele controversate și a căror cercetare ar putea duce la rescrierea istoriei acestui popor sunt mult mai numeroase. Din luna aprilie a anului 2012 vom continua seria documentarelor care vizează recuperarea adevărului istoric cu un nou film, Arhivele Regale ale Dacilor.